Salutare familie, eu sunt Paul Mate și aici este soția mea Sara. Vrem să încercăm să postăm mai des pentru că foarte mulți dintre voi ne lăsați comentarii deja de foarte mult timp. Postați mai des. Ideea este să vă luăm cu noi în zile obișnuite, cum ar fi astăzi. Astăzi am fost invitați la niște prieteni lângă Doftana, între Brașov și București, ei fiind din București, și am zis să venim aici pentru că au o baltă în care copiii pot face baie. O să plecăm să facem baie în noroi. Și astăzi o să plecăm de acasă la niște prieteni undeva lângă lacul Doftana. Au ei acolo un teren, Adi și Iana, cred că i-ați mai văzut în vlogurile noastre. Și astăzi o să mergem să-i vizităm. Am să ce faci acolo? Vreau să filmez. Dar uite ce am filmat, nori. Se vedea un pic albastru, dar n-are nimic. Asta nu șterg. Vreau să dorm ca să treacă timpul mai repede. În dreapta a zis. Zicea undeva cu drum. Zicea în dreapta va fi un drum de asfaltat. Aoleu, ușor, ușor, vezi că e un drum aici. Haide, frate, mașină! Ia auzi la el, s-a trezit. Aoleu. Hello! Ce faci, Amza? Ești bine? Da. Cum a fost drumul? Foarte greu. Foarte greu. De ce a fost greu, mă, tati, mă? David! Așa eram bun pe aici. Cine ați venit, mă, copii, mă, pe la noi? Te-ai comutat pe viața la țară? Da, am jupuit un leopard. Ai venit să ne vizitezi? Da. Da. Mai venit. Îți place la țară la mine? Da? Păi unde dormiți aici? Da, uite. Asta e căsuța lor. Da, aici dormim. Deci Adicoana stau în București, dar uite, și-au luat aici bucățica asta de teren și și-au făcut o căsuță în copac. Ia uite, e cam înalt aici. Ce fain. Și e pus așa la umbră între copaci. Ia uite, e și un copăcel aici. Bă, o să iasă foarte fain. Ce? Ce faci? Hei! Ce faci, mea, tati? Melissa, ți-ar plăcea să o dăm pe Willow și să ai un mood ăsta mic? Nu. Nu? Nu, deloc. Camera. Să vomit. E prea cald. Asta e caniculă. Când mergeam eu în armată, îmi luam geaca pe vremea asta. Asta e ca ala, cum îl cheamă? Viața cu lui. Da. Deci sub e în oraș și sunt multe broaște. Deci am ajuns la momentul mult așteptat în care copiii o să facă o baie în noroi. Este o mare băltoacă. Foarte fain aici și e foarte moale. Deci el nu vrea să intre pentru că nu are pantalon de schimb. Da, iubitule. Scarlet, cum te mai speli acum? Ia uite ce curajos e Amza! Vezi ce se poate pe jos! Eu cum mă usă pe cap? Mă iubește cineva! Deci, vreau să văd ce e acolo. Ce faci, mă? Nu-i nimic. Și-a băgat capul la până să vadă ce e acolo. O, Doamne! E o prăscuță. E prinsă? Da. Bravo. Acest s-o vezi. Ia s-o vedem. Trec pe mine. Uite, a serenat-i, cred că-i place de tine. Nu, mai Coco. Coco.
te duc acasă după aia. O să te arunc în apă. Și aici? Ești bine? Da. Am apostare. Acesta a fost vlogul de azi, foarte scurt, dar la subiect. Ne vedem curând la un nou vlog, poate la un nou daily. Nu uitați să te abonezi, să ne urmărești și pe Instagram. Ne vedem curând. Pa, pa!